Bună, sunt Rodica și astăzi te invit la o nouă lecție de machiaj unde te voi învăța cum să-ți desenezi o privire seducătoare de pisică. Precum știi, acest tip de machiaj este foarte solicitat, deci astăzi te voi învăța cum să-ți desenezi ochi de pisică, păstrând forma naturală a ochilor și atrăgând toate privirile. Modelul nostru de astăzi, Nicoleta, are forma ochilor clasică, cu ochii foarte deschiși, o culoare măslinie și o formă migdalată. Ne va fi foarte ușor astfel să reprezentăm acest tip de machiaj. Pentru acest machiaj, nu mai puțin importante sunt sprâncenele bine conturate, astfel vei avea grijă să le conturezi cât mai gros și cât mai unduit posibil. Machiajul de tip ochi de pisică se bazează pe interpretarea luminii și unghii care cade natural pe față. Respectiv, acum vom aplica culorile care luminează. În astfel de machiaj, cel mai important este conturul natural al ochiului. Deci, cu o culoare medie, vei trasa linia de contur dintre pleoapa mișcătoare și cea nemișcătoare. Secretul acestui machiaj este retușarea perfectă a culorii și ștergerea granițelor dintre două culori aplicate respectiv, vei avea nevoie de ceva iscusință și perii speciale. Un lucru la fel de important este sublinierea placei interioare pentru a ajunge la un colț comun. Cel mai complicat lucru în acest machiaj este trasarea unui colț perfect ascuțit, dar foarte bine retușat. Astfel vei avea nevoie de o perie circulară scurtă, cu care să retușezi foarte bine ambele capete și să le duci spre culoarea naturală a pielii. Adăugăm un plus de culoare și de bronz machiajului nostru. O parte la fel de importantă acestui machiaj sunt codițele, pe care le vom desena destul de generos și foarte alungit. Completăm acest machiaj cu pomeți sculptate. Deci ăsta este tipul de machiaj de felină pe care și-l doresc toate domnișoarele. Eu sunt Rodica și ne vedem la următoarea lecție de machiaj.